Slăvit să fie Domnul! Să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Evanghelia după Luca, capitolul 8, și vom citi pasajul biblic de la versetul 22 la versetul 25, pagina Scripturii 997, ediția Cornelescu. Evanghelia după Luca, capitolul 8, începem citirea cu versetul 22. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac, și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a strănit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, învățătorule, pierim. Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, i-au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, iubiți ascultători, prin îndurarea Domnului în această seară suntem împreună în casa Domnului și după momentele înălțătoare când inimile noastre s-au înălțat în prezența Domnului prin vers de cântare și prin închinarea noastră, urmează să ascultăm al Domnului cuvânt. Înainte de a împărtăși împreună cu dumneavoastră câteva gânduri din textul acesta biblic pe care l-am citit, permiteți împreună cu frații Strugaru să vă aducem saluturi sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumbrăven Suceava. Cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin. Amin. Personal mă bucur să fiu din nou la Făget, să vă aduc salutări sfinte de la neamurile dumneavoastră, de la rudele dumneavoastră împrăciate din toată Europa. Tot găseam oameni de la Făget care spuneau, când ai să ajungi acolo, salută-i pe păstorii noștri seniori, pe păstorii noștri care sunt acolo, bordul de conducere. Încărcat cu aceste saluturi sfinte, le descarc acum la dumneavoastră, primiți-le cu toată dragostea și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. S-a cântat frumos în seara aceasta și din toată inima am văzut dorința aceea lăuntrică de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, în paradis, în locul acela frumos, deosebit, pe care îl știm pregătit de Dumnezeu pentru noi. Înăuntru fiecăruia dintre noi, Dumnezeu a pus și gândul veșniciei, măcar căci cu mintea noastră umană nu putem percepe, nu putem cuprinde, nu putem conceptualiza ce înseamnă lucrul acesta, dar știm că undeva există un loc unde moarte nu mai este, unde suferință nu mai este, unde necaz și durere nu mai este. Un loc în care Domnul Iisus s-a dus să ne pregătească să fim și noi împreună cu El. Slăvit să fie Domnul! Amen. Locul acela există și într-o zi cei răscumpărați de Domnul vor ajunge acolo. Ne rugăm ca fiecare dintre noi să ne ajute Dumnezeu să ajungem acolo. Textul Bibliei pe care l-am citit vorbește tocmai de ceva asemănător. Domnul Iisus împreună cu ucenicii Lui s-au gândit să treacă de pe un mal al Mării Galilei pe celălalt mal și s-au urcat împreună într-o corabie. Erau 12 persoane în corabia respectivă. Ne spune Sfânta Scriptură prin celelalte evanghelii că Domnul Iisus Hristos s-a așezat la cârmă și acolo a adormit. După ce a adormit Domnul, pe Marea Galilei s-a strânit o furtună, un vârtej de vânt, a îngrenat apa și o furtună foarte puternică a lovit barca lor, care a devenit, permiteți-mi expresia, ca o coajă de nuncă purtată de stihiile naturii și ucenicii se vedeau depășiți de situație. Trebuie să vă reamintesc faptul că o parte din ucenicii Domnului erau pescari. Oamenii aceștia care prindeau pește s-au mai întâlnit cu furtuni în viața lor și știau că atunci când furtuna e mare și când apa intră peste buza corăbiei, trebuie scoasă apa respectivă. Și au dat seama că 12 oameni, 11 oameni, ucenicii, indiferent câtă apă ar scoate de acolo, debitul de apă care intra în corabie era mult mai mare decât puteau ei să scoată. Totodată punem noi întrebare, băi, dar știți să notați, v-ați născut pe malurile mării aici, aproape, știți să notați. Furtuna era atât de violentă, încât ei se duc la Domnul, îl scoală și nu-i pun o întrebare. Învățătorule, învățătorule, pierim? Nu. Fac o constatare. Învățătorule, învățătorule, murim. Noi am mai văzut furtuni, noi am mai trecut prin ele, am trăit, dar asta e capătul. S-a terminat. Furtuna e atât de violentă că n-avem cum să scăpăm, cu alte cuvinte. Și în timp ce valurile băteau, vântul sufla, se ridică de la corabie Domnul și dintr-o dată spune, liniște. Și nu peste 3 zile, conform prognozei meteo, să face senin.
Nu, imediat să face o mare liniște. Și în loc să-i lasă pe ucenici să contemple de la vuietul acela al valurilor și al vântului, să contemple liniștea nou formată prin porunca Domnului, Domnul vine și le dă reproșul și le spune: puțin credincioșilor, unde vă este credința? Doamne, dar ce credință să am? Când mă bate vântul dintr-o parte și din alta, când apa îmi intră în corabie, când stau în fața morții, ce credință să am? Credința că dacă Iisus Hristos în corabia vieții tale, nu ți se poate întâmpla nimic, slăvit să fie Domnul. Amin. Nici o furtună nu-L poate cufunda pe Domnul. N-are cum. Stimații mei, din textul ăsta biblic, permiteți-mi să vă vorbesc câteva lucruri foarte importante pentru noi. În 1900 și ceva sau 2000, noi ne-am născut în lumea aceasta și am pornit într-o călătorie pe marea vieții. Toți visăm ca într-o zi să ancorăm corăbioara noastră la portul veșniciei, la paradis, la cerul acela, și acolo să ne întâmpine Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Doamne ajută! Amin. Numai că călătoria noastră spre portul acela este o călătorie comparată, după textul acesta, cu o călătorie pe mare și nu una pe uscat. Atunci când călătoresc pe uscat, ai mai multe avantaje. Călătorind cu mașina pe uscat la dumneavoastră, dacă la un moment dat greșești drumul, te poți opri oriunde și întrebi un pieton, un polițist, un om: domnule, care-i drumul cel bun? Și orice om al locului te ghidează, îți spune: domnule, te-ai abătut de la drumul principal, sau există o rută ocolitoare, sau mergi înainte și o iei înapoi la stânga și poți găsi drumul cel bun. Pe mare, dacă ai greșit drumul, nu mai ai pietoni, nu mai ai polițiști, trebuie să știi foarte bine drumul, că nu te mai joci cu întrebări de genul ăsta: unde mergi? Pe uscat, dacă întâmpini o furtună sau cum au fost zilele astea, viscol, te poți opri la un hotel, poți trage la un motel undeva, poți trage la un om dacă ești înzăpezit într-o localitate: oameni buni, sunt înzăpezit aici, dați-mi voie să dorm la voi în cald o noapte. Orice om de omenie îți deschide ușa și spune: domnule, ai rămas aici, îți dă un ceai cald, te omenești acolo, pentru că ai rămas în situația respectivă. Dacă pe mare ajungi la un moment dat și întâmpi în furtună, spun navigatorii, dacă știi să treci prin centrul furtunii și să-ți păstrezi calmul, e ok. Dar dacă te prindi pe marginea furtunii, te poate scufunda oricând. Atâtea corăbii naufragiază, pentru că călătoria pe mare este mai dificilă ca cea pe uscat. Și în seara aceasta, Biblia compară călătoria noastră spre portul veșniciei, nu o călătorie pe uscat, în care toată ziua întrebi ce faci, ci cu o călătorie pe mare, când trebuie să ai grijă, să ai ghidul cu tine, să știi pe unde mergi, să știi ce ai de făcut. Permiteți-mi în textul ăsta biblic să vă vorbesc despre trei condiții pentru o călătorie reușită și fericită. Orice călătorie e reușită și fericită dacă ajungi la țelul pe care ți l-ai promis, la destinația pe care ți-ai promis-o. Nimeni vrea să meargă cu trenul, de exemplu, la București, nu se duce în gara cea mai apropiată, vede un tren, surcă în el și îl anunță cineva, vine controlorul chiar și îi spune: domnule, dar dumneatale mergi spre Oradea acum, domnule, n-are a face, bine că mă trag cu trenul. Nimeni nu gândește așa. Nimeni nu spune așa: domnule, dar am treabă la București totuși. Ce mă ajută pe mine că mă duc la Oradea? Ce mă ajută pe mine că mă duc în Ungaria? Eu am treabă la București. Călătoria e reușită. Nu numai că ești pe mare, pe diagrement, pentru că călătoria ta are țel, are țintă. Și odată ce corăbioara ta ancorează la portul veșniciei, ți-ai reușit călătoria, ți-ai atins scopul. Dacă, în schimb, corăbioara ta nu va ancora acolo, ți-ai ratat totul, indiferent câți bani ai avut, indiferent ce prieteni ai avut, indiferent ce ai făcut în lumea asta, dacă corabia ta, sufletul tău, nu va ajunge în portul acela, ești un om nefericit, un om care nu și-a atins scopul. De aceea e foarte important pentru noi, în seara aceasta, stimații mei, nu vă voi vorbi, cu toate că suntem în sânul comunității penticostale, nu voi vorbi în mod special penticostalilor sau ortodoxilor sau alte confesiuni religioase, ci vă voi vorbi unor oameni care suntem porniți în călătorie. Am avut deja furtuni, unii dintre ele aproape să ne scufunde, dar acum m-am oprit în seara aceasta la portul acesta numit Efrata. Peste câteva minute, peste câteva momente, se va da adunare liberă. Când se va da adunarea liberă, ne vom desprinde corăbioarele noastre și vom pleca. Poate noaptea asta te mai așteaptă o furtună.
Poate noaptea asta vei avea un ciclon în viața ta. Poate noaptea aceasta vei trece printr-o situație dificilă în viața ta. Întrebarea care se pune este, corabia ta merge pe drumul cel bun? Pentru că e foarte important, indiferent când se încheie călătoria ta, să ancorezi la portul veșniciei, Doamne ajută! Prima condiție pentru o călătorie reușită și fericită este invită-L pe Iisus Hristos în corabia vieții tale. Amin. Amin. În lumea asta s-au născut o grămadă de oameni capacitați, o grămadă de oameni deștepți și la momentul actual există niște oameni formatori de opinie, atât printre păstori, cât și printre călugări, cât și printre preoți și o grămadă de oameni care cunosc foarte multe lucruri și bine că le cunosc și bine că există. Problema știți care este? Că noi putem da sfaturi la diferite nivele. Câteodată suntem enciclopedii cu atâtea informații și atâtea cunoștințe acumulate. Stimații mei, niciunul dintre noi nu știe unii portul veșniciei. Toți ne-am născut în lumea asta, trăim în lumea asta și vom muri în lumea asta. Niciunul dintre noi care s-a născut în lumea asta, trăiește în lumea asta și a murit sau va muri în lumea asta, nu știe unii portul veșniciei. De aceea, la vremea potrivită, Dumnezeu a trimis pe cineva din lumea Lui, la noi, ca de aici să ne ducă înapoi la El. Singura persoană care îndeplinește condiția asta nu-i Sfântul Petru. Sfântul Petru s-a născut în lumea asta, a trăit în lumea asta și a murit în lumea asta. Dați-mi alt nume de Sfânt. S-a născut în lumea asta, a trăit în lumea asta și a murit în lumea asta. Singurul care a venit de la Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, ca să ne ia pe noi de aici, să ne ducă înapoi la portul veșniciei și care știe și unde-i, în numele Lui este Iisus Hristos. De aceea e important pentru noi, cu tot respectul, încă o dată vă spun, pastori, sfinți, predicatori, călugări, indiferent ce o fă, oameni credincioși, cu tot respectul, toți s-au născut în lumea asta și niciunuia dintre ei nu-i dă Dumnezeu licență să fie mijlocitor, adică să ne ia pe noi și să ne ducă în țara lui Dumnezeu. Singurul nume dat oamenilor prin care poți fi mântuiți, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este omul Iisus Hristos. Țineți cont de aspectul ăsta, pentru că e foarte important. Imaginează-ți că în seara asta mă iei în corabia ta, pentru că îți place cum predic eu sau altceva, mă iei. Habar n-am unde să te duc. Nu știu eu unde să mă duc. Nu știu eu ce urmează peste 5 minute. Nu știu eu ce urmează ziua de mâine. Unde să te duc pe tine? Sunt doar un om. Stimații mei, singurul care cunoaște viitorul, singurul care cunoaște și poate opri vânturile și valurile este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Te întreb în seara asta, este Iisus Hristos în barca vieții tale? Pentru că barca ta poate să fie încărcată cu tomuri întregi de teologie. Barca ta poți să ai acolo, în barca aceea vieții tale, poți să ai tot felul de cărți prin care să te ghidezi pe mare. Nu știi direcția în care trebuie să apuci, pentru că portul acesta, paradisul acesta, nu avem către el pe cineva să ne ducă într-acolo. De aceea Hristos este neapărat să fie în barca vieții noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Însă atunci când îl inviți pe Domnul Iisus Hristos în corabia vieții tale, îți face o mare problemă. Și anume, va veni Domnul acolo? Totdeauna când o persoană este ridicată pe un anumit grad mai sus decât tine, persoana aceea, pe lângă faptul că avea atribuțiile tale, acum, odată ce este într-o poziție publică, va avea mai multe îndatoriri pentru cei ce l-au ales. Dacă la un moment dat un prieten de-al tău ajunge primar, este foarte ocupat și cu problemele obștei. Dacă omul ăla ajunge senator, dintr-o dată este ocupat cu problemele pe care îl încredințează senatul. Dacă omul ăla ajunge președinte, dintr-o dată omul ăla e ocupat cu problemele unei țări întregi. Și să-ți imaginezi că a fost prieten, să-l inviți la tine pe omul ăla, trebuie omul ăla suit în agendă. Să spune, domnule, pot fi liber să beau un ceai cu tine, dar doar între ora cu tare și ora cu tare pot fi puțin liber, dar altfel nu pot. De ce? Pentru că toți sunt ocupați. Ca să-ți inviți, să-ți permiți să-l inviți pe Trump să vină odată la tine, asta ar fi de științifico-fantastic. Deja e foarte ocupat, are o agendă foarte încărcată, are o grămadă de lucruri de rezolvat și tu, unul dintre cei 20 ceva de milioane de oameni români care trăiesc în țară și în afară, îți permiți să-l inviți, nici nu ești american, să-l inviți pe Trump. Nu-ți visezi că el vine la tine. Dar nu uitați, Trump intră în istorie. Mare dreptul la un mandat și după care cu tot cu gărzi de corp intră în istorie. Stimații mei, e vorba că în seara asta tu să-i inviți în corabia vieții tale, nu pe Trump sau pe Putin, ci să-l inviți pe cel ce este Domn al domnilor și împărat al împăraților. Nu-i ales odată la 4 sau la 8 ani.
El a biruit la calvar și este regele regilor. Și stai și te gândești, un tânăr, o tânără, ți-ai ancorat bărcuța ta după ce ai scăpat de o grămadă de vânturi, de valuri și de furtuni, la portul acesta numit Efrata. Și un predicator de undeva vine să-ți spună că Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraturilor, este disponibil, că dacă tu îl inviți în corabia vieții tale, să nu-l trimită pe Arhanghelul Mihail, să nu-l trimită pe Îngerul Gavril, ci să vină el personal să te ghideze spre portul veșniciei. Este cu acoperire o asemenea declarație? Spunea Domnul Iisus Hristos și Evanghelia despre Domnul Iisus Hristos în felul următor: Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Amin. Stimații mei, ai dreptul să-L primești pe Iisus Hristos în viața ta. Și ca să-L poți primi pe Iisus Hristos în viața ta, trebuie să-L inviți în corabia vieții tale. Iisus Hristos nu intră niciodată cu bocanci în sufletul cuiva. Iisus Hristos știe că toți avem nevoie de mântuire. Iisus Hristos știe că toți ne dorim paradisul. Iisus Hristos știe că toți dorim iertarea păcatelor. Dar Iisus Hristos nu vine să ne spune: eu știu că ai nevoie de iertare, ți-o dau. Că ești conștient, că nu ești conștient, că ai chef să o ceri sau n-ai chef să o ceri, eu ți-o dau. Nu! El vine să rezolve această problemă a mântuirii, a iertării, a călăuzirei, doar dacă tu ești conștient că ai nevoie și vii într-un mod sincer și spui: Doamne, vino în barca, vino în inima mea, vino în viața mea, Doamne, și călăuzește-mă spre împărăția ta. Ești disponibil să faci o asemenea chemare? Ești disponibil să-i spui Domnului: vino în corabia vieții mele, călăuzește-mă spre portul veșniciei? Nu uitați, stimații mei, că avem nevoie de lucrul acesta. Cu mulți ani în urmă, Domnul Iisus Hristos trecea pentru ultima dată prin Erihon. La ieșire din Erihon, exista un om care nu vedea. Numele lui era Bartimeu. Ne spune Sfânta Scriptură că omul acesta a auzit în ziua aceea zgomot de pași mai mult. Și în momentele respective a întrebat cine trece și i s-a spus că trece Iisus, fiul din Nazaret. În momentul acela, orbul acesta a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Nu uitați că în timpul acela oamenii credeau că dacă ai vreun handicap de o anumită natură, handicapul acela nu l-ai degeaba, îl meriți, îl meriți. Cineva o păcătuit, ori tu, ori părinții tăi, dar tu trebuie să-ți porți handicapul cu demnitate. De aceea când omul ăsta striga, orb fiind, Doamne, ai milă de mine, oamenii au venit prima dată la el, nu să-i dea prioritate, nu să spună: băi, noi vedem, dar ăsta nu vede, lăsați-l să-și spună și el probabil. Nu, îl certau să tacă, căci concepția vremii era că nu-i degeaba așa, că trebuie să o poarte. Eu m-am născut cu ochi pentru că părinții mei au trăit sfințenia, dar la lui o făcut ceva. De-aia când se întâlnește cu un orb în templu, întreabă ucenicii Domnului: Doamne, de ce omul ăsta s-a născut orb? Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Pentru că toate trebuiau să aibă o logică. Farisei aveau. Acum e logic, părinții lui să fi păcătuit ca el să nască orb. Dar cum să păcătuiască el să se nască așa? Aveau răspuns și la lucrul acesta. În cele 9 luni de sarcină, ei aveau răspuns, farisei, și aveau o anumită concepție că și copilul poate păcătui înainte de a se naște, să poată naște așa. Deci ca atare toate lucrurile erau logice. Și iată-l pe omul ăsta că cerea îndurare. Și oamenii spuneau: taci din gură, vezi-ți de drumul tău, du-te cu năcazul tău, du-te cu problema ta, du-te cu handicapul tău, du-te mai departe. Iisus e pentru aia care văd, Iisus e pentru aia care merg pe picioare. Scriptura ne spune că omul ăsta nu s-a uitat. Nu s-a uitat ce îl spune ăștia, nu s-a uitat ce filozofia au ăștia, nu a spus: Domnule, într-adevăr s-a putea să aibă drept. Nu, a început să strige mai tare: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și dintr-o dată tot convoiul se oprește. De ce? Pentru că Iisus e sensibil, e sensibil la strigătul cuiva care îl cheamă. E sensibil. Și atenție, frații mei, nimeni nu l-ar fi angajat pe Bartimeu. Nimeni nu l-ar fi băgat în seamă. Și Iisus mergea la Ierusalim să rezolve o problemă cosmică, mondială, să moară pentru păcatele lumii, a tuturor oamenilor care au trăit, care trăiesc și care se vor mai naște. Și dintr-o dată, cu toate că se ducea spre Ierusalim să împlinească voia Tatălui, e atent când un om orb, un om fără valoare, strigă: Iisuse, ai milă de mine! Și Domnul Iisus îi spune: spuneți-i să vină la mine.
Într-un pasaj biblic ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos știa totul despre oamenii respectivi. Și acum îi spune la un orb să vină la el. Corect era să ducă Domnul la el. Dar Domnul Iisus îi spune, spuneți-i să vină la mine. Când aude orbul că îl cheamă Iisus, primul lucru pe care îl face, aruncă haina, pentru că avea o haină specială, care să atragă privirile pentru a fi ajutat, o aruncă și apoi prin mulțimea aceea începe să meargă spre Iisus. Când ajunge la Domnul Iisus, foarte interesant, știa că e orb, știa ce dorește, Domnul Iisus pune o întrebare, ce vrei să-ți fac? Nu considerați că e în plus întrebarea asta? Să știi că cineva știe că tu l-ai putea vindeca de orbire. Să știi că cineva strigă ca tu să-i rezolvi problema asta. Și dintr-o dată să ai ocazia să stai cu omul ăla în față, să spui că știi ce gândește omul respectiv și să-i pui simpla întrebare, ce vrei să-ți fac? Stimații mei, asta e rugăciunea. Asta este rugăciunea. Domnul știe de ce avem trebuință mai înainte ca să-i... Dar nu ies cu dicerea. Foarte mulți credincioși spun, Domnul știe când îi întreb un loc de bicicletă, îmi trebuie o mașină, o să-mi o dea el. Frații mei, Domnul întreabă, ce vrei să-ți fac? Și tu spui, Doamne, uită-te cu atenție la mine, atâta tot. Frații mei, de-aia e importantă rugăciunea. Când Domnul întreabă ce vrei să-ți fac, omul ăsta spune, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Și în momentul când a rostit lucrul ăsta, Domnul Iisus spune, capătă-ți vederea. Și omul a fost tămăduit atunci, amin. Biblia spune un principiu biblic, nu aveți pentru că nu, nu pentru că Dumnezeu n-are sau nu vrea să vă dea, ci pentru că lipsește un simplu element. Pentru că vorbiți politică, pentru că vorbiți de sport, pentru că vorbiți de modă, de haine, de frizuri și o grămadă de chestii, dar nu vă rugați. Și eu am toate astea să vi le dau, eu știu de ce aveți nevoie. Vă aștept să vă rugați, dar vi se umflă venile la gât discutând că a căzut guvernul și trebuie să pui tu altul, nu poți dormi acum. Trebuie să rezolvi problema asta. Și câte alte situații n-ai tu de rezolvat? Și te așteaptă Dumnezeu să te rogi, pentru că poate să dea pace și liniște în țară, poate să dea belșug de har în țară, poate să aducă pe copiii noștri care sunt plecați în afară, să-i aducă înapoi, să aibă de muncă aici, să ne putem bucura în bisericile noastre, dar lipsește un singur lucru. Nu aveți pentru că nu? Cereți, frații mei. Uitați-vă marți seara când e timp de rugăciune, câți dintre noi sunteți aici? Câți de dumneavoastră luați în serios lucrul ăsta? Și Domnul Iisus, când ne adunăm împreună, este aici și întreabă, ce vreți să vă fac? Doamne, am rămas singur, am crescut o casă de copii, unii sunt prin Austria, alții sunt prin Germania, alții sunt prin Anglia, alții sunt prin altă parte. Domnul spune, tu știi că eu sunt Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, ce vrei să-ți fac? Doamne, lasă-mă cu pensia asta a mea, să se bucurie acolo unde sunt, dacă îmi trimit poze, e ok, mi-a dat un telefon și îi văd pe WhatsApp, e fain și așa. Și Domnul spune, asta vrei, asta îți dau, îți dau un telefon cu WhatsApp. Asta e tot. Dar tu te poți ruga să-i spui, tata, adu-i înapoi. Adu-i înapoi să mă bucur de nepoți. Adu-i înapoi să fie lângă mine. Adu-i înapoi să-i văd în biserică. Adu-i înapoi să văd făgetul cum se ridică. Pentru că te rogi nu la un președinte de stat, te rogi la unul care are toată puterea sus în cer și jos pe pământ. Câți dintre noi luăm în serios cuvintele astea? Pentru că frații mei, nu răspundem la întrebările astea ce vrei să-ți fac. O grămadă de lipsuri există în viața noastră și Domnul Iisus Hristos ne așteaptă în rugăciunile noastre particulare și în rugăciunile noastre comune când împreună ne rugăm să-L onorăm prin prezența noastră și prin rugăciunile noastre. Dumnezeu să ne ajute! Amen. Prima condiție pentru călătorie reușită, invită-L pe Iisus Hristos în corabia vieții tale. Lasă-L să fie acolo Domn și Mântuitor și fii sigur că este acolo. Există un timp, frații mei, când îl invităm pe Domnul Iisus Hristos în corabia vieții noastre și după ce l-am invitat pe Domnul, efectiv nu lipsim de la nicio slujbă, efectiv ne înscriem în cor, efectiv mergem în vizită la bolnav, efectiv ne interesează să facem o slujbă, efectiv suntem gata să-L urmăm pe Domnul și să ne lăsăm călăuziți de El. Dar de la un moment dat vine Domnul și spune, știi ce, aș vrea în viața ta să mai scap de anumite lucruri care nu te încurcă efectiv, te încurcă. Faptul că vorbești atâta de rău pe unii sau pe alții, tu ar trebui să mai termini lucrurile astea. Tu ar trebui să te rogi mai mult. Dacă totuși ai ceva nemulțumiri, vino în prezența mea, descarcă toate proverile astea. Tu ar trebui la un moment dat să faci ca mulțumirea să curgă din inima ta. Te-am binecuvântat atât de mult în anul care a trecut și te-am păzit la acest început de an. Ar trebui să fii un izvor de mulțumire și cu toate astea bombănești pe toate drumurile.
Te aștept să stai în prezența mea. Știi ce face credinciosul? Simte că Duhul Sfânt îi vorbește. Simte că Hristos e în corabie. Dar îi spune: Doamne, te rog frumos să mă mai lași cu chestiile astea. M-am lăsat de băutură, m-am lăsat de jocuri, de noroc, m-am lăsat de multe păcate. Dar acum că mai bârfim puțin așa, să mă mai lau la mișto pe unul pe altul, Doamne, mai lasă-mă cu chestia asta. Și credinciosul crede că l-are pe Iisus Hristos în inima lui și el nu poate pleca, e legat cu lanțuri acolo. Stă acolo, e efectiv. Stimați mei, aș vrea să vă spun ceva foarte simplu, foarte clar și foarte concret. Când Biblia spune: pe voi înși vă cercetați-vă, pe voi înși vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți? Adică cum, dar nu am abonament să fie Iisus Hristos acolo în continuu? Nu El în continuu acolo? Stimații mei, știți că poate exista un moment când Iisus Hristos poate pleca? Când l-a invitat de fapt să plece. Iisus nu stă acolo. Spune că când au trecut marea partea cealaltă, a ieșit în fața lui Iisus Hristos un om care era posedat de diavolul. Un om în care erau 6.000 de demoni grămădiți acolo. Și omul ăsta vine în fața lui Iisus și se închină. Domnul Iisus Hristos îl eliberează cu prețul prin faptul că s-au necat porcilor, că au plecat în mare. Și au venit oamenii din ținutul respectiv acolo. Și oamenii din ținutul respectiv, văzându-l pe omul ăla vindecat și întreg la minte și îmbrăcat, spune că s-au înspăimântat. Nu se înspăimântau că ăsta țipa pe morminte. Nu se înspăimântau că ăsta se tăia cu pietre, că rupea orice obez cu o putere paranormală. S-au înspăimântat că era bine îmbrăcat acum, că era întreg la minte și s-au înspăimântat. Și știți ce l-au rugat pe Domnul? Te rugăm să pleci de la noi. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să aibă concepția noastră evanghelică și să spună: băi, eu am venit aici să mântuiesc. Mai sunt îndrășiți, mai sunt oameni de vindecat, mai sunt oameni pe care trebuie să le vestesc Evanghelia, mai sunt morți de înviat chiar, că eu pot să învie și morții. Sunt aici să rezolv problemele. Eu nu mă duc până nu-mi rezolv problemele. Și oamenii ăștia să înceapă un fel de grevă așa și să vină cu plancarde, strige: pleacă de la noi, pleacă de la noi. Și opinia publică și să facă presiune și în sfârșit cu păreri de rău să găsim în Biblie că Iisus se duce în urma presiunii mediatice făcute împotriva lui. Cel mai trist verset din Biblie, știți care e? Că după ce oamenii ăștia l-au văzut pe el a vindecat și au spus: te rugăm să pleci de la noi, Iisus a... Cum așa repede? Așa ușor? Așa simplu? Da. Stimații mei, ăsta e cel mai trist. Și asta expune pe foarte mulți credincioși. Uită-te acum în viața ta. Ce pasiune aveai altădată de rugăciune? Ce pasiune aveai de post? Ce pasiune aveai pentru mântuirea altor suflete? Cum te sculai noaptea și te rugai pentru ei? Cum de acum nu mai este? Ai rămas membru în aceeași biserică, îți aduci contribuțiile, te pozezi cu predicatorii dacă vin, știi politică bisericească, știi care, cum, sfărării, o grămadă de chestii, dar nu mai ai pasiune de la început. Oare ce-o despărut din inima ta? De nu mai ai busoală. Frate, dar ajungem în împărăția. Dar Dumnezeu știe unde ajungem noi. Acum e momentul să ne etalăm. Am intrat într-o lume bună, a unor oameni mai deosebiți, mai cu studii, mai cu bani. Trebuie să vadă chestia asta pe undeva. Când va veni Domnul? Dacă va veni, vom vedea ce va fi. Ce-o dispărut din inima ta? Stimații mei, când Duhul Sfânt anunță din biserică, din dita mai bisericile, sunt puțini oameni care efectiv îl așteaptă pe el, nu se referă la experiența lor, ci se referă dacă în corabia vieții lor mai este Iisus sau nu, că El face diferența, amin? Nu vechimea în pocăință, ci prezența lui Hristos acolo. În seara asta, în timp ce eu vorbesc, Duhul Sfânt te cercetează mai mult decât reușesc eu să-ți spun. Și împreună cu mine, dacă altă dată oamenii ei l-au rugat simplu pe Iisus: Doamne, te rugăm să pleci de la noi, și Iisus s-a conformat imediat. Gândește-te că în seara asta tu nu-i spui: Doamne, pleacă de la mine, ci în seara aceasta vii cu umilință și smerenie, după 20, după 30 de ani de pocăință, și spui: Doamne, parcă m-am obișnuit, parcă rutina m-a obișnuit, parcă lucrurile prin care am trecut m-au făcut să fiu insensibil, dar ca să fiu sigur, în seara asta eu nu-ți spun du-te, ci în seara asta spun din nou: vino în inima mea, Doamne. Rededică-te Domnului tău, întoarce-te cu pasiune la lucrurile din trecut, gândește-te la ele, pentru că ziua venirii Domnului este mai aproape.
Și te cheamă Domnul. În Barcelona există un traseu al birjarilor, a caleștilor. Și pe traseul respectiv există anumite locuri sau puncte turistice. De foarte multe ori, cei care vizitează Barcelona închiriază sau plătesc și anumiți birjari îi duc din loc în loc. Unul dintre oamenii care a vizitat ceva puncte turistice din traseul respectiv avea între zborurile dintre avioanele lui un timp mai mare de vreo 5 ore și a mers la un birjar de ăsta, a ieșit de pe aeroport și i-a spus: domnule, te rog frumos să mă duci la punctele cu tare și cu tare că nu le-am văzut, celelalte le-am văzut o altă dată. Da, domnul, nu mă urcați în caleașca mea. L-a urcat în caleașcă și ăsta i-a spus: domnul, doar la punctele alea și eu îți plătesc în... ca și cum ai fost peste tot. Sigur că da, domnul. Și el a luat-o cu calul înainte, calul mergea pe traseul lui, ăsta liniștit așa. Ăsta a văzut cu ea normal așa, la toate traseele, la toate punctele turistice. Și domnule, ți-am spus să sari peste astea și să mă duci doar la alea. Sigur că da, domnule. Și liniștit mai departe birjarul, la o curbă mai ușoară, văzând turistul că domnul cu caleașca nu-l duce unde trebuiește, la o curbă mai ușoară s-o dat jos din caleașcă, a luat un taxi și s-o întors înapoi la aeroport, că a văzut că nu are cu cine vorbi, că ăsta da domnul și face ce vrea el. Ăsta mergea înainte. S-a întâlnit cu un coleg al lui care se ducea să ia de la zona respectivă din insulă. Ce faci, colega? Cu domnul. Și colega îl întreabă: dar care domn? Că se uită, ăsta era gol. Știți, când ne întâlnim astăzi cu frații noștri, ce faci, frate? Cu Domnul Iisus. Cu Domnul Iisus. Unde spre împărăția Domnului? De foarte multe ori e bine de pus întrebarea: care domnul? Uite puțin în caleașcă. Uite-ți puțin în barcă. Este Iisus Hristos Domnul vieții tale? Este El stăpânul tău? Pentru că prima condiție pentru călătorie reușită este: invită-L pe Hristos acolo, Doamne ajută! Amin. A doua condiție, lasă-i și pe ucenici. Spune Scriptura că Domnul Iisus împreună cu ucenicii s-a urcat într-o corabie. Acum sunt ucenici de care ne place și nouă. Sunt ucenici care câteodată nu auzim prea multe despre ei, nici nu vorbesc. Nici nu ne laudă, nici nu ne critică. Sunt buni, să intri în corabie. Dar sunt ucenici așa care se trezesc vorbind când nu trebuie. Sunt ucenici care spune: dar și să mergem și noi să murim cu el? De exemplu, Toma. Pune întrebări când are el chef. În situațiile când ar trebui să tacă din gură, el pune întrebări. Sunt alți ucenici care la un moment dat sunt prea sinceri. Spune că fiii la un moment dat au spus de față cu Domnul Iisus: dar poate ieși ceva bun din Nazaret? Normal, Domnul Iisus trebuia să supere. Băi, eu sunt venit din Nazaret. Eu am venit de acolo. Domnul Iisus foarte echilibrat îi spune: iată un izraelit în care nu este. Adică Domnul și gândește și ea și spune: ne-am fi așteptat la mai multe diplomații de la Filip. Dar spune Sfânta Scriptură că la un moment dat ucenicii au întrebat pe Domnul Iisus: Doamne, avem voie să purtăm săbii? Și nu se referea, frații mei, la Vechiul și Noul Testament. Nu se referea la ceva spiritual. Se referea la două săbii de alea romane, gladium, cum era de vreo 60 cm aproximativ. Și Domnul Iisus Hristos întreabă: da, câte aveți? Spune că două. Păi este destul să aveți două. Una dintre ele nu știm nici la momentul actual unde a fost, la brâul cui a fost, dar una era totdeauna la Petru. Spune că în noaptea trădării, Petru a scos sabia și a reușit performanța din punct de vedere a scrimei să-i taie doar urechea robului marelui preot, pe nume Malhu, așa se numea robul respectiv. Stimații mei, aș vrea să vă spun, la toate școlile de scrimă, nu poți, indiferent cât antrenament ai, să tai numai urechea, e așezată undeva, că nu poți tăia numai pe ea. Dacă dai pe vertical, coboară mai jos și tai și umărul, dacă tai pe orizontal, tai tot setul, nu poți tăia numai urechea. Doar mușchetarii reușeau după intense exerciții să taie doar urechea, sau samuraii japonezi care se ocupau numai cu arta războiului, prin săbile la katana, să tai doar urechea, atâta tot. În rest, toți ceilalți, când plecau la luptă, dădeau. Cum de-a reușit pescarul Petru, care nu era nici mușchetar și nici samurai? Cum de-a reușit să taie numai urechea? Atât au prins pe traseu, el nu a avut de gând să taie numai urechea. Ei bine, dacă la un moment dat vine Domnul Iisus, da, îl primesc în corabie vieții mele, nu știu drumul spre veșnicie, când Iisus în corabie rezolvă problemele. Dar Iisus spune: eu nu vin singur, eu vin cu ucenicii mei. Dă-te o parte simpatici să vină. Dar și Petru cu sabia la el, l-ai primi? Dar și Toma, l-ai primi? Frații mei, știți că și câteodată drumul spre împărăția lui Dumnezeu este tocmai ăsta? De foarte multe ori am vrea să alegem între ucenici, să primim numai o serie. Dar ucenicii Domnului nu sunt perfecți. Dacă Domnul e perfect, ucenicii nu sunt perfecți.
Aș vrea să vă spun, izbânda călătoriei contează și dacă îi lași pe ucenici acolo. Așa cum se iei. De-a lungul timpului o să vedeți tot felul de oameni care îl înconjoară pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îi ia printre ei, pe lângă dânsul, îi numește ucenicii lui și îi place să călătorească cu ei. Îi primește în corabia vieții tale, pentru că sunt foarte folositori. Extraordinar. Stimații mei, aș vrea să vă spun că Biblia subliniază la un moment dat un adevăr care n-a fost atât de tare în perioada primară accentuat, dar la un moment dat unul dintre apostoli, Iuda, spunea: pe când doream să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să schimb subiectul, dar doream să vă scriu despre asta. Foarte mulți oameni aud de mântuirea personală, când personal trebuie să-L inviți pe Domnul Iisus Hristos în corabia vieții tale, când personal trebuie să te pocăiești, când personal trebuie să-ți mărturisești păcatele, când personal trebuie să închei legământ cu Domnul în apa botezului. Dar tot atât de adevărat este că mântuirea asta pe care o primești personal trebuie să o duci la bun sfârșit împreună cu frații tăi. Doamne ajută! Sunt fațetele, aceleași monezi, aceleași bancnote. Cea mai puternică bancnotă din Uniunea Europeană este bancnota de 500 de euro. Stimații mei, dacă la un moment dat te duci la o bancă cu o bancnotă de 500 de euro și are numai o fațetă, sau la un magazin, și spui: oameni buni, am o bancnotă de 500 de euro, are numai o fațetă, nu vă cer să-mi dați de 500 de euro, dar de 250 de euro care numai o fațetă, vă rog frumos să-mi dați produse. Eu vreau să cumpăr 250 de euro. Îți dă cineva ceva? Nu, primul lucru, cheam poliția. Cum ai tu o bancnotă cu o singură fațetă? Stimații mei, orice bancnotă ca să fie valabilă, orice monedă ca să fie valabilă, trebuie să aibă câte fețe? Două. Atunci e reală, e bună. Despre Dumnezeu se vorbește foarte mult că Dumnezeu este dragoste. Nu poți greși tu cât poate ierta El. Dumnezeu e un Dumnezeu îndurător, e un Dumnezeu iertător, nu obosește iertând. Și e foarte frumos, e o fațetă. Dar nu te poți duce la un magazin, și mai ales la magazinul lui Dumnezeu, să ceri îndurare, că te duci cu o magnotă numai cu o fațetă. Că cealaltă fațetă spune că Dumnezeul nostru este un foc. Ăsta e adevărul Dumnezeu și asta e valoarea. Sunt oameni care se duc numai cu un foc mistuitor. Dumnezeul nostru e un foc mistuitor. Măi, dar unde e iertarea? Unde-i faptul că atunci când tu ai greșit și pocăiești, mărturisești, leș, Dumnezeul ăsta care e un foc mistuitor, dintr-o dată devine un Dumnezeu iertător? Că-i fața cealaltă a monedei. Dumnezeu, dacă vrei să-L vezi real, uită-te la amândouă fațete, la mântuire, frații mei. Mântuirea e personală, dar ea trebuie dusă la bun sfârșit împreună cu frații tăi. Doamne ajută! Asta presupune să-i lași pe frați împrejurul tău. Eu de foarte multe ori folosesc exemplul ăsta. Imaginați-vă dumneavoastră, eu ies la predicat și atunci când ies să predic, am grijă cum arată hainele mele. Am grijă să n-am vreo scamă, ceva, și mă uit într-o parte, na, cât pot vedea eu. Cât e de deștept un om, nu poate vedea ce e la spate, ci într-o omoplat, de exemplu. Dar ei pot vedea? Da, că sunt la spatele meu. Eu n-am cum să văd ce e la spate. Câteodată, când eram la liceu, știu că existau foarte mulți care erau olimpici, la matematică, la fizică, la chimie, oameni, geniile liceului. Dar erau și băieții din echipa de ruibi, care tot ziua împingeau la... și făceau grămezi ordonate și își dădeau pumpi din sub și se dezvoltau în direcția lor. La un moment dat, când intrau ăștia pe holurile cu trapezurile lor, așa, la un moment dat, îi dădea pe olimpici în dreapta și în stânga, deci nu discuta cu ei. Nu conta că rezolva ecuații, scotei radical, pentru că venea mușculosul, n-avea. Cum se răzbunau ăștia mai mititei? Scriau pe hârtie ceva denigrator și mergea la ăsta între omoplați, că avea undi, și punea hârtia aceea, o lipea acolo. Ăsta mergea așa prin liceu și toată lumea râdea de el. Dar nu știe, ăsta nu știa de ce râde, pentru că i-a plasat-o într-o zonă în care n-avea el control. Știți că există zone în care noi nu avem control? Unii dintre noi suntem mândri și aroganți, dar nu ne prindem. Unii dintre noi vorbim cam mult, dar nu ne prindem. Vine totuși cineva și ne spune: băi, tu cam vorbești cam mult. Toată lumea vede asta, singurul care spune: nu e adevărat, domnule. Deci, că tu nu vezi asta. Tu nu vezi asta. Există zone în viața noastră, reale, pe care noi nu le controlăm. Controlăm doar fața. De-aia să așezați frață lângă tine și spune Biblia: vegheați unii asupra altora. De ce? Pentru că nu totul poți asigura tu. Ai nevoie de frați să te ajute. Când eu am intrat prima dată la Dumbrăveni, frață cunosc, în urmă cu 21 de ani, a venit la mine o grupare de frați bătrâni, așa, pensionari, care e așa, și mi-a zis: frate Virgil, nu știm ce vrei să faci, dar noi, din cât știm, noi suntem vreo 100 de frați bătrâni, stăm pe urmele tale.
Frații mei, un frate strigă aleluia. Te sperii? 100 de oameni stai pe urmele tale. Iohannes are 30 ceva, 40 de oameni care s-au antrenat în tot felul, să nu arunci cineva cu o clocit în președintele nostru, să nu cumva să-l împiedici în timp și merge, să nu cumva toți ăștia s-au antrenat, vezi salaria. Eu aveam 100 pe degeaba, slăviți să fie Domnul. Nu-s diferit de alți predicatori din țară sau proroși din țară. Somn. Când am vrut să o iau mai pe stânga sau mai pe dreapta, oamenii ăștia au venit la mine și au zis, frate Virgil, nu este ok. Așa mi se pare mie, nu este ok. Știți că și la ora actuală, atât eu cât și frate strugarul, avem oameni care se roagă și postez pentru noi? Oamenii ăștia pot veni oricând la noi să ne spună, am auzit că ați promis acolo și n-ați ajuns. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Pentru că când oamenii aud de Dumbrăveni, nu mă știu pe mine și nu știu nici bătrânul ăsta care postez 3 zile pe săptămână. Vă știu pe voi și prin voi să uită și la noi. Cum ne reprezentați? Oamenii ăștia sunt spatele noastre. Sunt lucruri pe care eu nu le văd, le văd ei. Vin și spun, frate Virgil, nu se cade dumneatale să vorbești și să spui gluma aia. Nu stă în aceeași vână a izvorului să spui și asta și alta. Nu-mi rămâne decât să recunosc și să mă pocăiesc. Amin și vouă la fel. Amin. E foarte important lucrul ăsta. Mulți predicatori și păstori s-au dus în jos. Știți de ce? Pentru că ei au asigurat numai zona de imagine, de poză. Cum stă? Cum îmi iese? N-ai nimic, frate. Dar în spate au început să se întâmple lucruri mici, mărunte. O promis, nu s-o ținut de promisiune, o făcut o glumă prostească, așa, în râs, în bajocură. Dar eu mers, cineva a zâmbit, cineva l-a aplaudat și tot în jos și tot. Și când a căzut, am rămas toți uimiți. Băi, dar tu la ce ai stat lângă el? Căderea lui, nu numai a lui, e și a ta. Ai stat lângă el, ai văzut unde se duce. Ai conștiința curată? Ai vegheat asupra fratelui tău? Nu l-ai mai văzut duminica dimineața la biserică? L-ai întrebat unde-i? Știu că îi nervează chestiile astea. Pe tineri îi nervează când cineva spune, măi, ce faci? Închipuiți-vă dumneavoastră că eu vin la dumneavoastră, spun, frații mei, îmi place la Efrata. De câte ori am venit, m-ați primit cu dragoste, am avut părtășie, vreau să mă mut la voi. Și vă zic, păi, foarte bine, păi vreau, nu am nevoie să fiu un bordul pastoral. Dați-mi un loc a meu în corabia asta, numită Efrata. Unde am eu locul meu? Și vreau să-mi arătă, frate Virgil, aici e pătrățica dumitale. Și eu mă duc în corabia aia, ca pe timpul Domnului Iisus din lemn, și vă zic, asta e pătrățica mea, nu? Da, bun. Deci asta e zona mea, asta e locul meu. Scot dintr-un trus, așa, o bormașină de asta, cu acumulatori, pun un burghiu de lemn în cap și am spus, știți care e problema? Vedeți-vă fiecare pătrățica voastră. Eu am să dau o gaură în dreptul pătrățeșii mele. Aia și unii sunt, eu îți dau o gaură, țâșnească, fac duș dacă vreau. Asta e problema mea. Voi vedeți-vă de drumul vostru. Aș vrea să mă întreb dacă eu dau câteva găuri în dreptul bărcii mele, mă port mai chic, mă port altfel, mă vorbesc altfel, glumesc cum am eu chef, că e în dreptul pătrățeșii mele. Vreau să vă întreb, cine se scufundă, eu și pătrățica mea sau toți? De aia mă interesează cum mă reprezinți tu pe mine la liceu. De aia mă interesează cum vorbești cu angajații tăi. De aia mă interesează că ești fratele meu, ești în aceeași barcă. Și tu când dai gaură în barcă, mă cufunzi pe mine. Nimeni nu știe bătrânii bisericii care au dus greu. Nimeni nu știe cum lucrează comitetul bisericii. Tu îi reprezinți pe toți. Și când faci evangelizare, spui unor oameni, oameni buni, este evangelizare la noi, n-ați vrea să veniți? Toți sunt ca tine? Și dacă tu spui da, s-ar putea să spună, vin, vreau să-i cunosc pe restul. Pentru că îmi place. Sau vine și spune, m-am lămurit, nu-mi trebuie să-i cunosc și pe ceilalți. Pentru că stilul tău a reprezentat totul. De-aia mă interesează. Mântuirea și de opște, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem. Amen. Vecheați unii asupra altora. Nu fiți deranjați când cineva vă întreabă unde ai fost. Nu fiți deranjați când întreabă, am auzit că ai vorbit niște lucruri, am auzit că ai luat bani și nu-i dai împrumut, ești fratele meu și nu-i dai înapoi. Nu fiți deranjați. Te ajută să crești, te ajută să ții cuvântul și dacă faci o promisiune în paguba ta, trebuie să o ții, căci cândva deschizi gura și vorbești cuvântul lui Dumnezeu, să te creadă oamenii. Ai asemenea oameni lângă tine? Dumnezeu să te binecuvinteze. Știu că ne place numai latura faină, frumoasă, mântuirea de obște. Frați strugarul sunt aici. Într-o marțiară, poate v-am mai spus eu în lipsa lor lucrul ăsta, dar ei sunt aici.
Într-o mare țară, în sânul comunității noastre, am avut o seară de rugăciune, ca de obicei, și prin niște vase autentice de la noi, a fost o descoperire că diavolul a făcut un plan împotriva unei familii din biserică să aducă 4 sicrie. După ce s-a terminat timpul de rugăciune, a rămas bordul de conducere împreună cu vasele și am întrebat, vi s-a descoperit despre cine e vorba? Și ni s-a spus, este vorba de copiii familiei Strugaru, îsie aici. Următoarea marță am decretat-o zi de rugăciune și de post pentru băieții ăștia 4 care circulă prin toată țara asta și prin Europa, cântând spre slava Domnului, o grămadă de șoferi beți, o grămadă de șoferi vitezomani, o grămadă de oameni care intră pe contrasens. Numai Dumnezeu îi poate păzi. Și diavolul și-a propus să aducă 4 sicrie și Dumnezeu ne-a spus, dacă vom intra înaintea Domnului, cu o zi înaintea Domnului și ne vom ruga, Dumnezeu va îndepărta steagul ăsta. Aș vrea să vă spun, în marța aceea seara, eram la biserică, copiii lăsau ghiozdanile, venind direct de la școală pe hol și intrau în adunare cu buzele uscate. Au venit și ei la slujbă. Au intrat părinții lor. Au găsit biserica plină de oameni care au postit o zi întreagă, pe timp de vară. O zi întreagă au postit ca Dumnezeu să dea la o parte planul celui rău. Unii găsește asemenea oameni? La Bruxelles? La București? Atunci când ești în mijlocul fraților tăi, găsești oameni care se roagă și postesc împreună cu tine. Asta e biserica lui Iisus Hristos. Stimații mei, câte vreme e sănătos, e bine să fii ca un lup singuratic, așa, îți vezi de treburile tale, de viața ta, te treabă cineva dacă ai fost la biserică, vezi de drumul tău, tu n-ai neamuri să-i întrebi. În momentul când intri în furtună, fratele meu, ai nevoie măcar oameni care scoată apa împreună cu tine din corabie. Te simți încurajat că nu dai numai tu singur la găleată. Mai sunt și alții. Nu rezolvați situația, dar sunteți mai mult. Plângeți, vă rugați împreună, sculați pe Domnul și spuneți, Doamne, scoală-te că perim. Suntem toți aici. Îi ai pe frații ăștia lângă tine? De aceea, a doua condiție foarte importantă, lasă-i și pe ucenici în corabie, Doamne ajută. Amen. Poate unii dintre ei nu vrei să-i primești acolo. Unii dintre ei pun întrebări, te deranjează. Lasă-i acolo. Lasă-i acolo lângă tine. Roagă-i să vegheze asupra ta. Efectiv, stai și unește cu ei în rugăciune. Lasă-i să stea în prezența Domnului. Le-am spus tuturor fraților și copiii au dreptul să vină să spună, frate Virgil, consider că aici nu poți. În biserica noastră e foarte corect, când facem adunări generale, e o plăcere. Eu mă ridic și spun un subiect. Alin se ridică și ridică alt subiect. Bine, subiectul lui e diferit față de meu. Alin se ridică și spune, fraților, cu tot respectul pentru ceea ce spune fratele Virgil, n-am nicio problemă să nu se supere dumnealui, dar eu am o altă părere față de el. Să ridic un alt frate și spune, cu tot respectul de cei doi frați păstori, au dreptul și ei, dar am dreptul și spun și eu o părere. Părerea mea este asta, asta și asta. Ne abugăm și la un moment dat toată biserica începe să voteze. Și interesant, nu ne votează pe noi, votează pe el. De ce? Pentru că noi ne supunem tuturor celorlalți. Asta înseamnă să lucrez de obște. Doamne ajută! Există comunități pe care le văd în Timiș aici, în care se lucrează pe stilul ceaușist, dictatorial. Merge numai cum spun eu. În timp pierdem colaboratorii. În timp rămânem singuri în corabie și ne bucurăm doar de priveliști, crezând că Domnul Iisus e cu noi, dar la un moment dat constatăm că și Domnul a plecat. Că totdeauna unii Domnului sunt și ucenici, slăviți să fie Domnul. A treia condiție pentru călătorie reușită. Prima, invită-L pe Iisus Hristos în corabie vieții tale. A doua, lasă-L și pe ucenici acolo. Și a treia, ultima, lasă-L pe Iisus la cârmă. Foarte mulți credincioși sunt gata să-L invite pe Hristos și să-L lasă și pe ucenici. Dar cârma e la ei. Lasă că eu știu ce trebuie să fac. Eu știu pe unde trebuie să merg. Frații mei, e atât de frumos când îi dai cârma Domnului și tu nu mă admiri peisajul. Treci prin viață, prin fapte pe care le-a rânduit Domnul pentru tine. Când treci prin furtună, nu treci la voia întâmplării, ci treci pentru că Dumnezeu rânduiește să treci pe acolo. Efectiv, rugăciunile tale se încheie totdeauna, cuvintele facă-se voia ta, Dumnezeule. Nu-ți pui niciodată întrebări de ce e așa sau așa, pentru că cel ce e la cârmă, și când ți se pare că doarme, conduce mai bine ca tine. Când îl lași pe Iisus Hristos la cârmă, ai rezultatele optime și oriunde ajunge, tu ești biruitor. Lăudați să fie Domnul! Amin. Problemele mari le avem când luăm noi cârma. Când noi începem, nu întrebăm pe Domnul. Din când împrumutăm bani, nu întrebăm pe Domnul unde mergem, nu întrebăm pe Domnul nimic. Nici nu îl lăsăm la cârmă. Doamne, acum rezolv eu problema. Și după ce am dat gaf,
gafă, după ce am făcut greșeala, venim la Domnul și spunem: Doamne, am intrat în furtuna asta, am intrat în pierderile astea, am intrat în situația asta stânjenitoare, nici nu mai știu cum să ies. Te rog frumos, ia cărma și scoate-mă de aici, că după aceea îți promit că nu te mai deranjez, conduc eu iară cum știu. Frații mei, credincioșia corectă este să iei cărma vieții tale și să o pui astăzi în mâna Domnului. Amin. Și dacă corabia trebuie să treacă prin spital, pe acolo vei trece. Și dacă corabia trebuie să treacă prin lipsă financiară, pe acolo va trece. Și dacă corabia trebuie să treacă la un moment dat prin umilință, pe acolo va trece. Dar nu-ți faci nicio problemă, pentru că la cărmă este unul care cunoaște nu numai trecutul și prezentul, cunoaște viitorul și nu numai atât, cunoaște unde trebuie să ne ducă. Slăvit să fie Domnul! Ai o asemenea gândire? Pentru că văd astăzi o grămadă de oameni care intră în depresie chiar și mie. Dacă nu mă duceam eu acolo, să nu dacă nu dădeam eu banii acolo, dacă nu făceam eu... Dar de ce lucrurile acestea? Pentru că erai tu la cărmă. Am văzut viața unor oameni care sunt foarte liniștiți. Trăiesc nu departe de voi, oameni care se mulțumesc cu lucrurile pe care le au, care nici nu tânjesc altele. Dacă te uiți în viața lor, Iisus e la cărmă. Când omul ăla se îmbolnăvește, tușește, toată lumea, poate gripa aia din China, poate, nicio problemă. Dacă nu e o scurtătură spre portul veșniciei, dacă vrea să mă ducă Domnul acolo, nicio problemă. Nu-și face, toată lumea e speriată, caută măști, toți aleargă. Eu stă liniștit că poate e o scurtătură, el așteaptă, la cârmă e altcineva care știe să așeze locurile. Și ce frumos e când îl ai pe Iisus la cârmă, când îi predai lui. Anumite lucruri nu ți le explică, rămâi uimit, rămâi jenat, chiar ai reacții adverse. Poate v-am spus data trecută că odată veneam la aeroport la Viena și cineva din Austria, din zona de acolo, a fost lăsat și l-a rugat frații să mă ducă la aeroport, pentru că ceilalți lucrau. Și fratele ăsta m-a dus la aeroport și la un moment dat mi-a spus: frate Virgil, vreau să vă spun o experiență pe care am avut-o. Lucram într-un anumit domeniu și aveam un service, aveam oameni angajați, câștigam, dar știam că în Austria se poate câștiga mai bine. Și știam că dacă îi dai cărma Domnului, el știe pe unde să te duc. Și am spus: Doamne, Tu știi că eu vreau să mai ajut și pe alții, tot români de-a noștri, tot băieți cu minți de-a noștri, Tu știi de lucrul ăsta, dă-mi un job mai bun așa și îți promit că dau pâine la albă sau cum așa la toți ceilalți. Și frate, în foarte scurtă vreme, cel ce-mi conducea corabia mea, mi-a aranjat să am un contract cu autostrăzile din Austria. Singura slujba mea nu era să turn asfalt, asta se ocupau alții. Slujba mea e că după ce terminau ăștia de turnat asfalt sau unde a fost autostradă și s-o strica gardul ăla prin care animalele sălbatice sunt împiedicate să vină, eu trebuia să mă duc să pun stâlp și să întind plasă din aia. Și așa am avut câțiva ani de zile de câștig, dar câștig, frate, câștig. Nu era milimetric, nu era, noi trebuie să punem stâlpi și plasă, stâlpi și plasă. Tot simplu, ușor. Într-o zi, pe când lucrau băieții mei undeva, și-au parcat într-o parcare buzul cu care lucrau ei, și un polițist din ăsta austriac o trecut pe acolo, pe ceva suspect, a oprit mașina și a întrebat pe unul dintre băieții: ce fac ei pe acolo pe marginea autostrăzii? Unul dintre băieții români care era angajat de mine, nici nu știe bine austriaca, a început să răstilă ăsta, că el are dreptul să lucreze acolo, că acolo e locul lui de muncă. Austriacul nu a priceput tare mult din român, dar cum să răstea ăsta la el, cum să răstea ăsta, la un moment dat i-a chemat pe ceilalți, i-a urcat într-o dubă și i-a dus la poliție. Le-a verificat actele, acolo trebuia să fie, acolo era punctul de lucru, acolo trebuia să lucreze. Dar eu știam un lucru, că dacă te-au luat ăștia în vizor, la momentul respectiv tot ce ai câștigat, fac-i cumva să dai înapoi. Și mai ales că eram mestraher, eram Ausländer. Și m-am întrebat pe cineva care îl cunoșteam eu și a zis: dacă te-au luat în vizor, fă cumva și anulează tot contractul, dă voi să meargă mai departe, să ia altă lucrare și tu retragi-te din. Păi cum să mă retrag eu, domnule? Deci să câștigă bani, domnule. Dar am început eu, care i-am dat pe Domnul Iisus la cărmă, am început să comentez. Și nu m-au pus pe mine să-l angajez pe guralivul ăla, stă, domnule. Nu și trebuie să răspund, el nici nu știe germana bine, nici româna nu știe bine, s-a răstit la ofițerul ăla. Nu l-a lăsat pe altul, el repede. Uite cum a venit-o. Și nu l-a pus pe polițistul și ăla să oprească chiar atunci. El n-avea treabă pe autostradă să ducă. În continuu îmi facem complexe din cauza asta. De-aia am spus: Domnul Iisus, fie la cărmă. M-am retras din afacere, m-am venit la afacerea mea, le-am dat drumul la ceilalți, mă, băieți, cât s-a putut, s-a putut, cât nu, asta e situația, am câștigat toți, ne-am văzut un an de zile, frate, cu Domnul Iisus la cărmă. Un an de zile am mers la adunare, nu putem cânta.
de ce mi-a luat Domnul pâinea aceea albă? Acum și acum câștigam. Și acum era bine. Un an de zile. Nu mă putem ruga. Bombăneam continuu așa. Eram sub presiune, ca o oală de aia sub presiune. După un an de zile, s-a îndurat Dumnezeu de mine. Și-a trimis un neamț la mine și-a venit și-a spus, dumneata, te numește așa? Da, dar de unde știți? Păi a avut contract cu autostrăzile din Austria. Da, așa este. Cum ne-ai știut când să ieși din afacerea asta? Ce s-a întâmplat? Cum și s-a întâmplat? Un polițist n-avea de lucru și s-a oprit în dreptul echipii mele. Și din toată echipa mea, unul care l-am angajat, eu în gura liv, a început să răstească la ăsta. Și din momentul ăla s-a terminat tot. Am știut cum merg treburile și am cedat la afacere, am cedat la tot. Dom'le, spune-mi drept cine, că după dumneata le-am intrat eu, știam că se câștigă o grămadă de bani. Am băgat din firma mea 100 de mii de euro, nu mai știu cum să-i scot înapoi. Dumneata le și nu ți-a spus că mergi în jos tot contractul ăla? Nu i-a spus nimeni. Cineva era la cârmă, slăvit să fie Domnul. Și în timpul ăsta, el bombănea în adunare. El era nervos. Nu știa că ăla nu știe de unde scoate 100 de mii de euro. Și numai el știe că ți-a pus deoparte, pentru că l-a lăsat pe cineva la cârmă. Stimații mei, când îl inviți pe Iisus Hristos să stea la cârma vieții tale, nu trebuie să-ți dea multe explicații, dar El te duce spre țintă, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să te întreb în seara asta, uită-te la cârma corăbii tale, cine-i? Uită-te în barca ta, este Iisus Hristos acolo? Vreau să închei mesajul meu cu una dintre întâmplările frumoase pe care le-am citit și care exprimă momentul ăsta deosebit al cunoașterii lui Iisus Hristos și al primirii Lui. Se spune că erau doi prieteni, unul evreu și unul creștin. Amândoi făceau afaceri împreună și câștigau și altădată mai își pierdeau. Când câștigau, se bucura și evreul și creștinul. Când pierdeau, evreul nu mai putea de șudă. C-o pierdut. Și cum adică să-l fenteze cineva pe el? Cum adică? Cum adică cineva să-l... ăsta, creștinul, efectiv, fluieraș în ziua respectivă. Băi, am pierdut, dar nu trebuie să-ți dăm, doar am mai și câștigat. Fluiera, cânta cântări, într-o zi evreul nu a mai putut și a spus, băi, eu nu te înțeleg pe tine. Când câștigăm, e normal să ne bucurăm, să cântăm și eu fac asta. Dar când pierdem bani, băi, când cineva câștigă și noi pierdem, eu nu mai pot de ciudă, crep de ciudă, și tu când cânteri de-a tale, cum poți tu să faci aia atitudinea asta? Și creștinul îi spune, eu îți spun, dar tu nu mă crezi, doar ți-am mai încercat să-ți mai spun de câteva ori. Spune-mă-i, îl am pe Iisus Hristos în inimă și El îmi dă bucurie. Iar încep cu Iisus Hristos. Doar știi că noi îl așteptăm să vină nou venit. Tu vorbești de Iisus, de Josua al Mariei, nu? Da, dar El a venit, ne-a adus mântuirea în viață. Nu cred, domnule, asta, nu cred. Bun, atunci lasă-mă să mă bucur că eu cred. Dacă tu nu crezi, stai supărat. Dar eu cred și mă bucur. Și când, și vesel, de ce nu mă leși? Vine evreul la el și spune, băi, aș da oricât să am și eu bucuria asta. Oricât. Și creștinul îi spune, se poate. Cum se poate? Simplu. Poți să vii să încerci cel puțin să-L chem pe Domnul Iisus Hristos. Cum adică? Băi, uite pe 24 de ore, Iisus Hristos e viu. Nu e undeva în rămat și stă acolo. E viu. Și dacă tu roi să vii în viața ta, El vine în viața ta. Se poate așa, se poate. Da, dar trebuie să crezi prima dată. Nu se poate avea. Băi, și trebuie să cred. Băi, să crezi că s-a născut prin Fecioara Maria. Păi știi că asta mi-e greu să cred, dar în fine, pentru 24 de ori cred. Ce trebuie să mai cred? Să crezi că a făcut minuni. Știi că nici asta nu cred. Băi, dar asta trebuie. Bine, cred asta. Pe 24 de ori cred. După aceea nu mai. Da, 24 cred. Bun, ce trebuie să mai cred? Că să crezi că a murit pentru noi așa. Din murit, cred că a murit. Aici nu trebuie să cum. Cred că a murit. Bun, și după aceea a înviat. Domnule, asta mi-e foarte greu să cred, dar pentru 24 de ori cred. Și s-a înălțat la ceruri și este viu în vecii vechi. Bine, pentru 24 de ori cred. Și am ce să fac. Ne plecăm amândoi pe genunchi. Și evreul întreabă și repetă după mine. Și creștinul spune, Doamne Iisuse, dacă Tu existi și ești viu în vecii vecilor, Te rog, dăruiește-mi bucuria pe care o are colegul meu. Este bucuria mântuirii. Eu am luat-o ca un test de 24 de ore. Descoperi-mi adevărul despre Tine. S-au ridicat amândoi și evreul întreba, și acum ce mai fac? Nimic, așteaptă 24 de ore. Să întrebi peste vreo câteva ore amândoi evreul, băi, am înăuntru meu o bucurie, o satisfacție, o creștinul spune, băi, stai 24 de ore, măi, mă superi, după două ore vii repede cu, să vedem 24 de ore ce se întâmplă. După trei ore tu vii cu satisfacție, cu bucurie, să vezi și poate face Hristos în 24 de ore. După 24 de ore se duci creștinul la el și întreabă, ei, care-i situația? Cum e? Ăsta cu gura până la urechi, l-a mai luat 24 de ore. Evreu e evreu.
Stimații mei, Iisus Hristos este viu. Amin. Prezența noastră aici, bucuria de pe chipurile noastre, faptul că ne pasă de veșnicia noastră și de destinul nostru, de călătoria noastră, faptul că vrem să ne pocăim, arată că Hristos este Domnul nostru, slăvit să-i fie numele. Aș vrea să te întreb, este Hristos Domnul vieții tale? L-ai invitat în corabia vieții tale? În seara aceasta, stimații mei, frați de credință din Biserica Pentecostală, știu că mulți l-ați invitat pe Iisus Hristos ca Domn al vieții voastre, însă aș vrea să vă întreb, este El la cârmă? Că asta e marea problemă. De foarte multe ori ne punem noi la cârmă și noi încercăm să cârmuim și Biserica Domnului, și pe frați, și lucrările, și vorbile. Și de fapt Hristos își zidește Biserica, slăvit să-i fie numele. E vremea să-L lăsăm la cârmă și să admirăm peisajul, să vedem ce frați și surori scumpe ne-a dăruit Domnul și ce atmosferă ne dăruiește Domnul. Și El, când nouă ni se pare că doarme, când nu răspunde, conduce corabia mai bine ca noi, lăudat să-i fie numele. Sunteți gata în seara aceasta să-L lăsăm pe Iisus Hristos să conducă corabiile noastre? Cât suntem gata împreună cu mine? Slăvit să fie Domnul! Doamne ajută! Asta presupune că de acum înainte, lăsându-L pe El, îl veți lăsa să facă în viața dumneavoastră ceea ce consideră El cel mai bine, iar dumneavoastră vă veți supune voiei Lui. Totodată în mijlocul nostru sunt persoane care au tras corăbioara lor la portul acesta numit Efrata, la locul acesta scump, la locul acesta deosebit, în care frații s-au rugat, în care frații au postit, în care frații au invitat. Și corabia ta se va desprinde, se va da adunarea liberă. Mi-ar place să cred că mâine seară corabioara ta va veni din nou aici, dar nu știm sigur. În seara asta te vei duce din nou pe marea vieții. Nu știu ce te așteaptă, însă singurul care cunoaște viitorul tău, singurul care te poate binecuvânta, singurul care te poate duce la portul veșniciei este Iisus Hristos. În seara asta nu te chem la un cult religios, în seara asta nu te chem la o biserică anume, în seara asta te chem să-L inviți pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale, ca stăpân în corabia ta. Vreau să întreb dintre prietenii, dintre tinerii prezenți aici, dacă sunt persoane care doresc să-L invite pe Iisus Hristos în corabia vieții lor în seara aceasta. Aș dori în momentele următoare, în scurt, așa, dacă există, să ridice o mână, pentru că dorim să ne rugăm. Văd mâna dumneavoastră, văd mâna dumneavoastră, văd mâna dumneavoastră, vreau să mă uit la balcon acum, dacă există ceva mâini, văd și mâna dumneavoastră. Mă uit din nou în sală, jos, dacă văd mâna ta, văd mâna dumitale, domnișoară, puteți să o lăsați jos, mulțumesc. Dacă mai există persoane, Domnul să vă binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. Amen. Iubiții mei, probabil ar trebui să continuăm această chemare, însă vreau să vă spun că ai ridicat mâna, este o bucurie pentru noi să ne rugăm pentru tine ca Iisus Hristos să unce în corabia vieții tale. Amen. Dar totodată în timpul acestei rugăciuni, aș vrea, stimații mei, să cerem de la Domnul ca peste toți cei ce sunt prezenți aici și doresc să-L cheme pe Iisus, Hristos să vină în viața lor, să domnească în viața lor. Îl invit pe fratele Pavelone să vină la microfon aici și aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului. Și pe fratele Pavelone, pentru toate mâinile care s-au ridicat, să-i aducem în prezența Domnului și să cerem peste ei binecuvântarea, harul, ungerea Duhului Sfânt să fie peste fiecare inimă, peste fiecare ființă, în așa fel încât inimile noastre să simtă prezența, binecuvântarea și harul Domnului peste ființele noastre. Fratele Pavelone ne va purta în rugăciune.